Bună seara tuturor! Mai puteți? Să știți că vin din capitala Statelor Unite, unde se întâmplă lucrurile urgente, pentru că sunt alegeri și mă bucur că în Alba Iulia se întâmplă lucrurile importante. Așa că aplauze tuturor celor care au venit de foarte departe. Și sunt onorat, sunt extrem de bucuros și sunt supărat pe un singur lucru, că am blocat la un moment dat accesul în sală. Au fost oameni care și-au dorit să fie în această seară. Noi am dat cu generozitate foarte multe invitații, dar probabil că dragobetele această sărbătoare a răsturnat niște calcule și data viitoare o să știm cum să procedăm. Sunt foarte bucuros că, în primul rând, această întâlnire este un mod minunat de a celebra prieteniile. Și prieteniile, nu știu dacă v-ați dat seama, în ultima vreme sunt greu încercate. Sunt oameni care mi-au iertat multe și apoi poate au înțeles cu bătaie lungă care este pariul meu și al generației noastre și vreau să le mulțumesc celor care au venit de la București în mod special ca să îmbogățească acest buchet de propuneri, teze, antiteze și idei. Venind din capitala Americii, vă dați seama, mă plimbam ieri dimineață, nici nu știu câte ori am apucat să dorm, și privind această clădire a Capitoliului care trimite spre dealurile Romei, și noi de la Râm ne tragem, mi-am dat seama că, da, lumea e construită pe temelia unor idei fundamentale. Cel puțin lumea occidentală așa s-a clădit și în această seară aș vrea să vă prezint o viziune, dacă e pretențios, vă rog să mă iertați, despre ce anume am primit, ceea ce am pierdut și ceea ce putem recâștiga cu implicarea fiecăruia în parte. Dar ascultând-o pe Paula Selling, înainte de toate, pe ea, ca artistă, cred că mi-am pus o întrebare pe care și dumneavoastră v-ați pus-o. De unde vin toate acestea? De unde vine această frumusețe a vocii, această eleganță, această, până la urmă, distinție, această noblețe? Și ce avem noi, de fapt, fără să fi primit, înainte de toate, în sens ontologic, darul acesta al vieții, darul acesta al comuniunii? De la această recunoștință aș vrea să plecăm, că nu suntem vrednici. Pentru tot ce am primit, suntem mai degrabă nevrednici și de aceea trebuie să mulțumim. Sigur, eu mulțumesc și pentru faptul că nu sunt progresist în fiecare zi, poate ca și dumneavoastră, mai am și câteva alte motive pentru care mulțumesc, dar sunt foarte recunoscător pentru că o mână de oameni și, credeți-vă, nu stau multe instituții în spatele nostru. Suntem doar noi, sunt câțiva oameni care au adus, sigur, voluntari, o să-i prezentăm la timpul potrivit pe fiecare în parte, o mână de oameni au reușit să facă această întâmplare posibilă. De la această întrebare aș vrea să plecăm și chiar dacă știu că v-ați plictisit să vedeți Mihai Neamțu, filozoful, poate că vă întrebați dacă o să dăm carnete de partid în seara asta sau, eu știu, înscriere, adeziuni, nu e cazul, o să plecăm de la această întrebare fundamentală. Ce anume ne împlinește pe noi? De ce iubirea e mai tare decât tot ceea ce oferă banul, tot ceea ce oferă chiar puterea politică sau cunoașterea în sens științific? De ce ne topim în fața zâmbetului unui copil? De ce vedem această strălucire specială în ochii unui om îndrăgostit? De ce întotdeauna un clopot de ghiocel topește orice zăpadă întârziată a iernii? E primăvară și nu putem să nu ne gândim la asta. De ce toate aceste lucruri ni se întâmplă? De ce suntem răscoliți de frumusețea creației, de șoaptele unor cascade din Carpați? Avem aici montaniarzi care și ei ne onorează cu prezența. Cui datorăm faptul că uneori crinii ne îmbată cu un parfum, nu departe de mănăstirea Golia? Cum putem să explicăm miracolul, mai ales în primăvară, germinației grâului? Cum putem să spunem că e o simplă întâmplare faptul că un elefant, un mamifer atât de inteligent, își regăsește sălașul de odihnă după mii de kilometri parcurși? E un hazard? Este un hazard faptul că în jurul nostru, în această civilizație binecuvântată a Europei, vedem monumente de frumusețe, catedrala, îmi vine să spun, deși s-a transformat în moschee, Agia Sofia din Constantinopol, goticul acela de la Chartres sau de la Notre Dame, mozaicul bizantin pe care îl puteți găsi și în Ravenna, dar și în Cilia. Toate aceste lucruri, și includ în această listă lungă și albastrul de Voroneț sau muzica lui Bach sau
stimele lui Eminescu. Toate aceste lucruri sunt întâmplătoare? Sunt ele o probă a unei bunătăți care ne copleșește? Și dacă da, dacă admitem că există un temei pentru toată această splendoare care ne înconjoară, dacă recunoaștem că geniul lui Tarkovski, că pânzele lui Van Gogh și ale lui Monet, toate acestea trimit către o revelație, către o descoperire, atunci putem să întoarcem spatele acestor binecuvântări? E o întrebare fundamentală, pentru că în timp ce poate vi se pare că eu fac o meditație filozofică și teologică asupra unui atribut, care este atributul frumuseții lui Dumnezeu, alții calcă în picioare această experiență, spuneam, a uimirii. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. E o uimire pe care ar trebui să o păstrăm. E o interogație pe care n-ar trebui să o lăsăm îngropată de cei care se numesc corifei ai științei sau, eu știu, experți în orice alt domeniu. Această interogație nu este specifică omului sofistic. Chiar dacă eu am proasta inspirație uneori de a complica lucrurile, întrebările pe care eu le-am pus sunt întrebările oricărui om care a ținut cândva în mână o floare. Și cu această uimire care ne inundă secundă de secundă, aș vrea să pășim într-un soi de parcurs retrospectiv, să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. Ne mișcă această gratuitate a frumuseții din jurul nostru. Și totuși sunt oameni perfect normali, perfect raționali, lucizi, care vin și spun în fața tuturor acestor exclamații că noi, oamenii care credem, în fapt, suntem niște accidente, suntem niște inși care venim de nicăieri și mergem spre nicăieri. Și aceasta este antiteza fundamentală pe care trebuie să o confruntăm în războiul cultural al zilelor noastre. Ei spun că totul e un accident. Și tu, și el, și eu, și ea, totul este o simplă întâmplare. Nimic nu dă direcție vieților noastre. Nimeni nu poate să răspundă pentru foamea asta pe care o avem față de ideea de sacru, de sens, de Dumnezeu. Și dacă nimic nu contează, atunci nu există nimic dincolo de existența aceasta mortală. Și, cum spunea Friedrich Nietzsche, pentru că Dumnezeu a murit, în absența lui nu putem asista decât la triumful nimicului și al nimicniciei. Și chiar asta se întâmplă. Sub ochii noștri apar aceste manifestări ale nimicului și ale nimicniciei. Un mod sofisticat pe care uneori, repet, îl îmbrățișez atunci când spun că e vorba de nihilism tot ceea ce ni se întâmplă. Dar da, o nouă generație a apărut sub ochii noștri, o generație de tineri care nu au o vină pentru că sunt întâmpinați de elite, de atotștiutori cu acest mesaj. Mesajul ateu, că noi venim de nicăieri și că mergem spre nicăieri. Ei sunt condamnați, acești tineri, să trăiască într-o lume fără ideal. Ei sunt adesea invitați să îmbrățișeze confortul și să fugă de efort, libertatea fără responsabilitate. Ei sunt invitați să scuipe, să disprețuiască orice formă culturală a evului mediu, chiar și goticul lui Ștefan de la Putna. În schimb, tot ei îmbrățișează urâtul în forma unui container scandinav. Avem, deci, o reală provocare care ne stă în față. Să-i facem pe acești oameni minunați, tineri, care au pierdut simțul uimirii, care au pierdut respectul într-un fel pentru tradiția pe care Paula Selig a întrupat-o în felul ei unic și atâția alții care au urcat pe această scenă. Avem obligația, dragii mei, să-i convingem că viața nu se poate reduce la materialitate și că scopul nostru aici pe pământ nu poate fi pulverizat într-o mulțime de atomi care au o mișcare browniană văduvită de orice paternitate spirituală sau de orice teleologie. E limpede, deci, că avem o mare provocare pe care înaintașii noștri, care trăiau într-un creștinism cultural, nu o resimțeau. Ateismul, și am studiat puțin vreo două secole de istorie culturală românească, era întotdeauna o excepție. Poate doar Vasile Conta s-a jucat cu ideea între filozofi, vreau să spun, că noi suntem predestinați, repet, unei existențe fără sens. Dar astăzi, cultura dominantă, de la Hollywood până la ceea ce se propune uneori chiar în școlile publice, ne spune că trebuie să muncim frenetic, că trebuie să exploatăm și să risipim sursele
și resursele planetei, că putem organiza ritualuri sofisticate de sinucidere culturală, pentru că, în ultimă instanță, viața este o marfă, cu sau fără ambalaj. Și aceste manifestări ale ateismului pe mine, unul, mă preocupă. De aceea eu cred că războiul nostru, înainte de a fi unul politic, este un război spiritual. De aceea cred că trebuie invocat numele lui Dumnezeu în asemenea adunări. De aceea cred că trebuie adusă Scriptura în centrul reflecției noastre, așa cum am înțeles că au făcut-o înainte vorbitorii mei. Gândiți-vă că lumea în care trăim este o lume cu adevărat nebună. Într-o legiune, vine să spun, de manifestări demonice, întrezărim tot soiul de bizarerie. În America, cel care a descoperit continentul sub o anumită formă culturală, Christopher Columb, își vede din ceruri, să spunem așa, statuia demolată în atâtea orașe sau campusuri universitare. În Germania, la Trier, unde Constantin cel Mare avea reședința sa imperială, în Germania, la Trier, Partidul Comunist Chinez construiește statuia lui Karl Marx, cel care a spus, cred că în Critica filozofiei dreptului la Hegel, că religia este opium pentru popor. Dacă nu știați, cu toții sunteți aici pentru că sunteți drogați. Asta spunea Marx, asta spun și alții. Sigur că adolescenții britanici care chiar sunt răvășiți de consumul narcoticelor, ei vor fi ultimii care vor înțelege de ce alți tineri, acum vreo 70 de ani, și-au dat viața pe plaja din Normandia, atunci când, venind din America, au încercat să elibereze bătrânul continent de nazism și mai târziu de comunism. Avem deci o situație complicată, dincolo de alegerile din 2024, la care poate deja puți să reflectați. Avem alegeri mult mai importante de făcut, care sunt alegerile de ordin existențial. Pentru că biserica, familia, școala, toate acestea primesc, la ora la care noi vorbim, lovituri de berbece din partea unor organizații care chiar există. Le-am studiat chiar și în volumul Fenomenul Trump. Vă mărturisesc că este o ediție complet nouă, revizuită, adăugită. Îi invităm pe toți cei care nu au acest volum să-l cumpere, pentru că merită citit mai mult despre inclusiv adversarii libertății. Detaliez acolo foarte limpede, cred, pentru oricine, ce vrea cu adevărat Alex Soros, proaspătul moștenitor al unui imperiu și deținătorul unei sume modeste de 25 de miliarde de dolari. Explic ceea ce vrea, de pildă, Bill Gates să facă cu noi toți. Și interesant că toți aceștia își dau întâlnire din când în când, așa cum noi ne-am întâlnit la Alba Iulia, la poalele munților Alpii, își dau întâlnire la Davos și propun să reorganizeze existența umană după alte aliniamente, după alte coordonate, care nu sunt, vă asigur, deloc congruente cu aceste coordonate pe care noi le îmbrățișăm. Oare de ce fac asta? La scenă deschisă, fără nicio jenă. Suntem uneori comozi și nu avem timp. Îți trebuie o două zile, trei, să citești teza de doctorat a lui Alex Soros, care celebrează moartea lui Dumnezeu. Nu ca un fenomen inevitabil, ci ca un fenomen necesar. Ca pe un imperativ moral. Dumnezeu trebuie să moară pentru ca noi să putem instala în această lume niște organizații transnaționale, care ele ne vor spune ce să facem, ce este binele, ce este răul, și din această perspectivă, celebrând diversitatea, sfârșim paradoxal cu un soi de conformism suspect și omogen. Prin urmare, asta este situația. Avem de confruntat o legiune. Și poate că știți câți oameni sunt într-o legiune, câți soldați sunt într-o legiune? Între 4.000 și 6.000, depinde de istoria Imperiului Roman, dar sunt mulți. Sunt mulți cei cu care ne luptăm. Și poate vi se pare că suntem puțini, de fapt suntem mult mai mulți, sunt și cei care ne urmăresc online pe Vocea Creștinilor. Nu uitați să dați un like, să dați share. E bine să fiți multiplicatori. E bine să fiți ambasadori. Cei care au venit aici sunt pionieri și vreau să vă aplaud. Aplauze pentru dumneavoastră, dacă se poate. Voi sunteți, de fapt, înainte mergătorii. Voi sunteți cei care ați luat decizia într-o sâmbătă să lăsați confortul. Probabil că mai sunt niște filme pe Netflix pe care v-ați fi dorit să le vedeți de dragobet. Și cu toate astea ați renunțat la un confort și vă aplaud și vă felicit. Dar ar putea fi o mișcare și mai hotărâtă din partea noastră dacă am lua, repet în serios, acest imperativ al misiunii, al multiplicării, al, până la urmă, transmiterii mesajului, putem fi cu toții niște relee. Și spuneam că, da, e important să fim relee într-o asemenea lume atee, fără Dumnezeu, pentru că răutatea celorlalți pare
să fie copleșitoare. Am vorbit despre celelalte fenomene din Occident, hai să ne uităm și la noi. Nici nouă nu ne merge prea bine. Trecem peste faptul că au plecat 6-7 milioane de români peste hotare. Mulți dintre ei vor să se întoarcă. Dar haideți să recunoaștem că și noi românii avem de reparat o mulțime de păcat. Și obișnuiam să spun, și chiar dacă mă repet, am să o spun din nou în fața dumneavoastră, că noi nu o să ne facem bine, dragi prieteni, ca popor, decât atunci când vom înlocui înjurătura cu binecuvântarea, lingușeala cu demnitatea, golănia cu educația și bârfa cu admirația. Suntem un neam, la această oră, risipit în lume, deșirat, vlăguit, obosit și de multe ori suntem cam neiubitori de carte. Colegii mi-au spus, Mihai, vorbește mai mult despre cărți ca să se vândă și niște cărți. Dar știți că în Germania îndemnul ăsta nu era necesar. Dar noi îl facem, cu drag și cu bucurie. Suntem cam neiubitori de carte și nici Biblia nu e foarte citită. Suntem mai umblați uneori prin satele românești, prin crâșme decât pe la biserici. Suntem adesea cu familiile noastre dezbinate prin străzi, unde ne certăm și apoi ajungem și la tribunale. Suntem uituci, pierdem din vedere poruncile lui Dumnezeu și ne auto-sabotăm în chip sistematic. Cred că România, deci, această țară minunată și binecuvântată, are nevoie mai mult decât oricând, nu doar de autostrăzi, e esențial, nu doar de spitale, e normal, ci și de un pansament sufletesc de iertare și de binecuvântare. Și de unde se vine toate acestea dacă nu de acolo de unde noi ne lăudăm adesea că venim, nu? Din spațiul apostolic. Spunem că Andrei, nu spunem noi, o spune Eusebiu din Cezarea, ar fi călătorit spre Scitia Minor. Și dacă te uiți pe hartă, e undeva între Ucraina și România. Chestiune complicată când vorbești despre Ucraina și despre România ca fiind țări care îl pot revendica pe Sfântul Andrei. Dar, realmente, spațiul acesta apostolic care a existat de mărturisire ar trebui să fie pentru noi o sursă de inspirație. Pentru că dacă ne uităm atent de la faptele apostolilor și se va vorbi aici și abia aștept să aud cum anume arată o tâlcuire a textul lui Luca, evanghelistul Luca, despre chemarea lui Pavel, de la faptele apostolilor citire până în zilele noastre vedem că Europa întreagă și poate lumea civilizată toată a fost clădită sub cupola acestei vești bune. Și oameni foarte rafinați, dar și oameni foarte simpli, stăpâni și sclavi deopotrivă din contextul mediteranean, au reușit să-și încălzească inima, să-și lumineze mintea și să-și întărească voința întâlnindu-se cu sensul pierdut al existenței noastre în postmodernitate. Cu acel logos care s-a făcut trup. Așa s-a schimbat lumea. Printr-o întâlnire personală, nu doar metafizică, nu doar teoretică, ci cât se poate de personală, cu cel care s-a răstignit ca să-și arate iubirea. Și sub această lumină a crucii s-a construit o civilizație care a dat tot ce este mai bun. Dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, asta veți vedea. Că Europa a primit cele mai multe binecuvântări. Din Sicilia și Creta până în Lampedusa, din Egipt, Iona sau Gibraltar. Veți vedea locuri ale binecuvântării lui Dumnezeu, care astăzi sunt abandonate. Elitele, pe vremuri, știau cine este Dumnezeu, cum s-a manifestat El și îmbrățișau chiar și adâncimea și înălțimea minții lui Hristos, despre care vorbește Pavel către Filipeni. Europa este locul unde s-a inventat tot ce este bun, în lumea largă. De la simfoniile, iată, ale lui Beethoven, până la cele mai frumoase poeme ale romanticilor, toate lucrurile excepționale, inclusiv ideea pieței libere pe care antreprenorii o îmbrățișează, toate lucrurile acestea s-au născut în Europa. Oare de ce? Oare toate aceste lucruri nu ne obligă să înțelegem care este măsura chemării noastre? Fiindcă nu ne-am născut în Africa, nu ne-am născut nici în Polinezia, ci ne-am născut într-o axialitate, îmi vine să spun, cronologic vorbind, între ceea ce înseamnă Atena, Ierusalim și Roma, într-un spațiu unic, fără egal, în întreaga lume, acolo ne-am născut noi. Și domnul profesor Corneliu Berar, sunt sigur că dacă ar intra acum în această discuție, poate chiar polemic cu mine, în vorbă, v-ar spune că ne-am născut ca popor la sud de Dunăre, într-un spațiu definit de ortodoxia calcedoniană, într-un spațiu rafinat de gândirea bizantină și de toate celelalte categorii
filozofice pe care teologi precum Maxim Mărturisitorul le-au dezvoltat. Bun, deci suntem cu toții de acord. Ne-am născut și am nevoie de un par cu apă și veți fi răsplătit. Duhul se plimba deasupra apei, nu știm despre alte lichide. Dar vă mulțumesc, domnul Popa, apreciez. Am stabilit deci că suntem binecuvântați. Deși alții neagă această binecuvântare. Și că noi ca români avem un loc special într-o geografie, repet, a ideilor care au transformat lumea întreagă. Am stabilit că noi, de pildă, de-aia avem și un imn național care se referă la câțiva voievozi, noi am scris pagini de glorie în bătălia dintre islam sau mohamedanism și creștinism. Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ștefan Vodă, Mihai Viteazul, care a pătruns aici în cetate la 1600, toți acești oameni au scris niște pagini formidabile. Bătălia de la Călugăreni nu este o invenție a lui Bălcescu. S-a întâmplat. Și toate celelalte lucruri care merită studiate, știute de tinerii care astăzi, sigur, sunt dependenți de TikTok. Toate aceste lucruri spun că România are o demnitate a ei. Are o istoricitate care merită apreciată mai mult. Nu doar pentru că Horezul este o mănăstire în catalogul UNESCO. Nu doar pentru că noi l-am avut pe Spătarul Milescu, care s-a dus și în China ca să înțeleagă o cultură orientală, dar s-a dus și în adâncurile Scripturii, citind și citând din Septuaginta în grecește și producând la 1688 traducerea în limba română a Bibliei. Mult mai devreme decât rușii, de pildă, care abia în secolul XIX reușesc asta. Deci suntem europeni dinainte de a fi membri ai Uniunii Europene. Și nu știu de ce trebuie să demonstrăm asta. Brâncoveanu vorbea nu doar turca și greaca, ci și italiana și foarte probabil franceza. Și când el a fost asasinat în 15 august 1714, împreună cu cei patru copii ai săi, Constantin, 32 de ani, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache, de față erau prezenți ambasadorul Angliei și al Suediei. Lucrurile acestea s-au întâmplat în epoca lui Voltaire. Și noi am dus, repet, ca neam, o mărturie despre ce înseamnă inclusiv sinfonia între, iertați-mă, biserică și stat. România, deci, este o țară importantă. Poate nu trebuie să exagerăm rolul ei, dar nici nu putem să-l neglijăm. Și dacă așa stau lucrurile, și dacă am primit această țară în dar de la strămoși și am luat-o, cum spunea regele Mihai, împrumut de la nepoți și strănepoți, vă pun o întrebare, ce facem cu ea? Ce facem cu această țară care s-a născut, istoric vorbind, din lupte? Le-au dat întâi pașoptiștii, apoi vă reamintesc, eroi de la Smârdan, 1877, apoi țăranii sau răzeșii de la Mărășești, 1917, apoi cei care au murit la Păuliș, 1944, apoi tinerii de la Timișoara și de la Cluj și de la Sibiu și de la, atenție, Baricada din București. Toți aceștia au făcut ca România să fie liberă împotriva unor imperii, vă reamintesc, cel otoman, cel austro-ungar, cel țarist și cel sovietic. Și dacă aceștia au luptat, noi ce facem? Și pentru ce au luptat, vă întreb? Au luptat doar pentru o idee? Poate că au luptat pentru mai mult. Românii sunt respectați, mai mult decât credem noi. Mergeți la Athos și orice călugăr o să vă spună că românii au fost cei mai generoși prin domnii care au dat tot ce au avut mănăstirilor la Hilandar până la Vatopedii. Mergeți, dacă vreți, undeva mai aproape de doamnele noastre la Paris. Și francezii educați o să vă reamintească, da, a existat cândva nu doar Panaiti Stratici, și un Brâncuș sau un Eugen Ionesco. Mergeți în America și o să vă oprească unii, dacă o să audă că sunteți români, să vă spună că l-au citit fie pe Eliade, fie că l-au văzut pe Gheorghe Hagi la Pasadena 94. Și bineînțeles, n-au uitat-o nici pe Nadia Comăneci. Dacă noi suntem un popor iubit și recunoscut afară, de ce ne urâm atât de mult? De ce ne disprețuim atât de des? Dacă principele Carol a avut curajul în 1877 să înfrunte Imperiul Otoman la Smârdan, la Plevna, la Vidin, noi ce facem astăzi? Pentru că dorobanți e mai degrabă definiția mondenității, cel puțin în București, de acolo de unde vin. Și în 1919, nu departe de dumneavoastră și de orașul meu Arad, am eliberat încă o dată Europa Centrală de comunism. Bela Kun, care și-a făcut școala la Cluj și care era mâna dreaptă, dacă nu mă înșel, a lui Lenin,
dar mai ales a lui Trotski, a fost înfrânt de trupele române care s-au întors acasă în 6 august 1919, unul dintre aceștia fiind țăranul Gheorghe Ilie Neamțu, decorat de regele Ferdinand pentru dezrobirea Ardealului. Apoi, în 1940, pactul Ribbentrop-Molotov a sfâșiat țara asta, numită România, și acum e încă sfâșiat. Și milioane de compatrioți, unii dintre ei în această sală, s-au trezit în afara fruntarilor acestei țări și ni se spune că dacă cumva vrem ca ei să revină acasă, suntem revizioniști. Ce trist! Ce supărător, ce uimitor! Spiritul libertății, deci, nu a fost niciodată înfrânt. Și lăsăm partea politică și militară și ne uităm la celelalte personalități. Aș putea să vă plictisesc vorbind despre Petrache Poenaru, care a inventat stiloul, Creangă, care a dus genialitatea țărănească în tot ceea ce înseamnă discursul memorialistic, Iorga, care i-a ajutat pe occidental să înțeleagă pilonii civilizației bizantine, Henri Coandă, care a studiat avionul cu reacție, George Palade, care s-a împlinit adevărat în Statele Unite și care a studiat ce anume științele vieții. Toți aceștia arată că și elitele s-au ridicat la cel mai înalt nivel. L-am uitat pe Traian Lalescu și pe ceilalți matematicieni ai României interbelice. Elitele, deci, și-au făcut datoria și nu ne-au făcut niciodată de râs. Dar oamenii simpli, o să spuneți, ei unde sunt? Ei sunt tot pe acolo, din punctul meu de vedere. Fiindcă există o istorie nescrisă, cel puțin Oliver Jens Schmidt n-o scrie niciodată, a celor care au făcut parte din mișcarea Oastea Domnului, a celor care au făcut parte din mișcarea Rugul Aprins, a celor care au dat în închisori sfinți, genii și eroi. Și uneori aceste calități s-au reunit, s-au încăierat și apoi s-au reunit în sufletul aceluiași om. Mă gândesc la Nicolae Steinhardt, mă gândesc la Wurmbrand, mă gândesc la Vladimir Ghica. Am călătorit în peste 40 de țări și fără niciun ton triumfalist vă spun că avem niște calități pe care ar trebui să le revizităm. În România, de pildă, rugăciunea, postul încă mai înseamnă ceva în mod cotidian. Românii din Italia, românii din Spania, românii din Germania, românii din Anglia încă umplu bisericile. Oriunde te duci, în străinătate, vei vedea duminica, indiferent de confesiune, biserici pline și arhipline. Avem podoabe, dragii mei, avem hrisoave și mai știm un lucru, că Dumnezeul căruia noi ne închinăm este universal, dar în același măsură este un Dumnezeu al celor care vor să lupte, este un Dumnezeu al oștirilor, al celor care iubesc victoria și nici de cum înfrângerea. La această victorie cred că suntem chemați mai mult ca oricând pentru următorii ani. Aș vrea deci să recunoaștem ce este bun în datul nostru cultural. Aș vrea să recunoaștem că românii fredonează în continuare fără jenă colinde de Crăciun și spun Hristos a înviat! Așa spun de Paști toți românii și nu greșesc. Cred că trebuie deci să admitem că avem și niște arme cu care să putem lupta în bătăliile veacului. Și poate că șansa noastră în fața marii resetări este faptul că există o înapoiere istorică a faimosului și nemuritorului Mitică. Numai că bătăliile, spuneam, veacului nu pot fi câștigate doar cu ironia într-o berărie, chiar și berăria lui Caragiale. Cred că am sugerat deja că ne așteaptă o bătălie mult mai grea, cu niște plutocrați care sunt porniți să distrugă sistematic tot ceea ce s-a clădit în ultimii 2000 de ani. Gândiți-vă că ceea ce noi numim astăzi Big Tech este o realitate care poate fi măsurată în cifre. Poți cumpăra acțiuni la orice bursă din New York, te duci, cumperi acțiuni dacă vrei și te îmbogățești, pentru că există marile companii de tehnologie care vor ce? Împreună cu guvernele, bineînțeles. Ce vor ele? Vor ca tot ceea ce se spune să fie înregistrat, monitorizat, filat și raportat. Așa încât până și microexpresiile faciale de nemulțumire față de acest discurs sau, bineînțeles, de revoltă față de consensul globalist, toate acestea pot fi transmise mai departe. De ce se vorbește atât de des la Bruxelles despre pașapoarte digitale? De ce s-a vorbit acum câțiva ani despre certificatele verzi? De ce sunt acești fermieri apăsați cu tot soiul de taxe noi pentru emisiile de carbon sau de flatulență? De ce toate aceste trăznăi, dragi prieteni? Care este miza în spate? M-am tot gândit. E o conspirație?
Sau e ceva banal? E simpla dorință de control și de putere. E dorința lor de a demoraliza generațiile care vin, de a intimida, de a slăbi autonomia individuală și libertatea fiecăruia în parte. Avem, cum spunea Dragoș Paul Aligică, o papalitate mediatică care ne sufocă, care ne spune prin algoritm ce avem voie și ce nu avem voie să postăm. Câți dintre noastre v-ați întâlnit măcar o dată cu cenzura pe Facebook? De două ori? Ok? De trei ori? Ok? Sunt destui ca să cred că nu e, repet, doar durerea mea. Ați simțit, deci, cu toții că au fost foarte multe libertăți, foarte multe drepturi erodate în ultimii ani și probabil ați văzut și reversul estetic al acestui ateism ideologic care s-a instalat în viețile noastre, anume invazia urâtului și explozia vulgarității. N-am să comentez, am făcut-o deja cu Robert Turcescu, Macarena Reloaded. Dragii mei, întrebarea care ne stă în față este limpede. Suntem vrednici de moștenirea asta primită? Putem transmite mai departe ceea ce am luat în dar? Suntem astăzi în Uniunea Europeană conduși de oameni care înțeleg ce se întâmplă? Vi se pare oare că dacă am compara această embarcațiune numită Uniunea Europeană cu o navă, iar avea cârmaci? Și dacă am compara, repet, aceeași entitate politică cu un edificiu, vi se pare că această construcție seamănă cu turnul Babel sau cu altceva? Eu cred că da. Seamănă cu acea clădire populată pe striți, în care oamenii nu se înțeleg, dar care se prăbușește din pricina ambiției și a mândriei, în timp ce tiranul Nimrod privește satisfăcut întregul tablou. De ce? Pentru că și el, tiranul, ca și diavolul, face un singur lucru, dezbină și stăpânește. Asta este realitatea în care noi trăim. Dezbinarea care a pătruns în biserici. Am ajuns să avem discursuri în interiorul corpului eclezial despre cei vaccinați și despre cei nevaccinați. Și să îi îndârjim unii împotriva celorlalți. Este trist că am reușit să călcăm în picioare porunca lui Hristos. E cea mai des încălcată poruncă, când Hristos a rugat ca tot să fie una, noi am uitat parcă această chemare. Nu vreau să fiți triști, sunt și semne de revigorare, e adevărat. În Italia avem un prim-ministru, Giorgia Meloni, care este foarte clar împotriva sexomarxismului. O avem de asemenea pe o altă doamnă, nu-i dau numele, în Franța, care de 20 de ani luptă împotriva consensului globalist. Avem în Olanda un început de critică la adresa jihadului sau, în orice caz, la adresa islamului politic. Avem, sigur, în America fenomenul Trump. El este real. Știți că eu acum, în timp ce vorbesc, vorbește și el pe scenă? Are o scuză, pentru că nu e aici la Alba Iulia. Și îl aplaudăm de la distanță, dacă vreți. Îl aplaudăm nu pentru că este impecabil, îl aplaudăm nu pentru că este infailibil, este un om cu foarte multe minusuri, ca și cel care vă vorbește, dar care are o calitate esențială, cred eu, pentru orice bătălie, curajul. Și acest curaj va fi mai important decât oricând. Globaliștii nu iubesc nici curajul și nici, iertați-mi tautologia, dragostea. Dragostea față de țară, dragostea față de aproapele. Hristos a spus, iubește-l pe cel de lângă tine. N-a spus iubește departele pe un anonim oarecare, ci pe cel care ți este membru în familie, vecin, prieten, coleg de muncă. Cu acela trebuie să te întâlnești. Cu acela trebuie să vorbești. Acolo e testul personalității tale. Acolo se forjează alianțele și solidaritățile de mâine. În această formă, cred eu, trebuie să reconstruim țesutul social. Asta faceți voi. Sunt sigur că v-ați întâlnit în sală cu oameni pe care îi știați doar de pe Facebook și ați zis, e mai înalt, e mai scund, e mai subțire, e mai rotofei. E frumos că ne întâlnim și ne dăm mâna. Și aș vrea că vă grăbiți, nu? Vă grăbiți? Aș vrea ca seara asta să nu se oprească neapărat că am program la ora 20, nu pentru că am eu de spus foarte multe. Se spune că un discurs bun îți pune ideile în mișcare în primele 10 minute și picioarele în mișcare în ultimele 10, dacă e prost. Sper să nu fie cazul. Mai stați puțin. Doar atât vreau să spun că ceea ce am descris aici ca fiind un fenomen al globalismului este realmente un fenomen anticristic. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Florentin Țuca.
cu un curaj extraordinar. Eu m-am întâlnit cu Florentin Țuca, nu dau toate detaliile, într-o iarnă, după un Stalingrad al dreptei, în 2012, într-un avion, la mare înălțime. Și el a rămas mereu la înălțime. Nu m-am ridicat întotdeauna la înălțimea așteptărilor lui, dar el a devenit ceea ce mi-am dorit întotdeauna el să fie, un apărător și un avocat al libertăților noastre. Și e un om care spune, iată, cu un curaj nebun, aș spune, adevărul inconfortabil, anume că esența globalismului este satanică. Și de ce spunem lucrurile astea? Pentru că ele sunt adevărate. Uitați-vă, vă rog, la această minciună a vieții digitale, care până la urmă elimină experiența frumuseții despre care am vorbit chiar la început. Uitați-vă la faptul că știința pe care mulți o admiră și n-am nimic cu ei absolut deloc și care mărește de la o zi la alta viteza procesoarelor, această știință nu ne ajută să învățăm să iubim. Uitați-vă la acești sateliți care se plimbă, sateliții lui Elon Musk, de ce nu? Nu departe de noi, care totuși nu ne aduc înapoi, iertați-mă, gustul acela al roșilor din grădina bunicii. Uitați-vă la această inteligență artificială care îmbunătățește prognoza meteo, dar nu rezolvă taina morții sau misterul suferinței. Uitați-vă la aceste expediții pe care unii le pregătesc pe Marte, ele nu dau socoteală de sensul omului pe Terra, aici pe Pământ. Avem deci o foarte importantă sarcină în fața noastră. Să deosebim grâul de neghină, binele de rău și să le spunem celor care sunt partea elitei arogante și luciferice, depeizate, aceste elite care uneori au aroganța de a ne cere să gândim cum vor ei, să vorbim cum vor ei, trebuie să le spunem nu! Trebuie să le spunem niciodată. Și în același timp, cu acest curaj de a spune nu celor care ne dictează agenda lor, agenda 2030 sau orice altă agendă, să știm să afirmăm care este locul firesc al României în concertul națiunilor libere. Și îl știm, locul ăsta e limpede și nu cred că trebuie negociat. Suntem parte a Uniunii Europene, suntem parte a NATO, dar asta nu înseamnă că nu se pot ameliora toate aceste instituții. Și recunosc și vreau să spun foarte limpede că eu unul privesc cu mare îngrijorare cum slăbiciunea Occidentului este exploatată de alții. La doi pași de noi, Federația Rusă își extinde teritoriile. E un adevăr. Și dacă peste 6 luni vor fi la gurile Dunării, la Odessa și nu departe de Izmail, ce o să facem, vă întreb? Știți, când eram copii, poate unii bărbați își amintesc, era un joc. Țară, țară, vrem ostași! Unde sunt aceștia? Cu siguranță nu o să apărăm flancul estic al NATO cu tineri, cu băieți care se epilează sau se rujează în fața oglinzii. Nu cred că ei vor lupta în tranșele de la Brăila și de la Galați. Avem nevoie să ne trezim, să ne resetăm în primul rând din punct de vedere moral, să ne, până la urmă, privim în ochi și să ne spunem că am fost mințiți, că ne-am mințit unii pe ceilalți. Și după ce ne trezim, putem să spunem de ce anume refuzăm, repet, pe de o parte aberațiile culturii postmoderne și atee, pe de altă parte agenda globalistă, dar și cea imperialistă a celor care exploatează slăbiciunea noastră. În primul rând trebuie să afirmăm, cred că mai curajos în anii care vin, fără urmă de șovinism, ideea aceasta pentru care alții au murit în primul război mondial, a suveranității naționale. Eu cred că trebuie românii să decide pentru ei și nu niște organizații transnaționale, fie ele numite Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul sau alte instituții bancare și financiare. Eu cred că orice gând care înlocuiește subsidiaritatea și introduce un proiect utopic de guvernanță globală trebuie îndepărtat. Este un gând străin de tot ceea ce ne spune Evanghelia că trebuie să facem. Iarăși mai cred un lucru, că trebuie să îmbrățișăm costumul popular sau patriotismul, poate la limită chiar și naționalismul, dar trebuie să avem și o filozofie economică sănătoasă, un conservatorism fiscal bazat pe ideea libertății economice, un conservatorism fiscal care refuză să mai poarte pe umeri povara crescândă a datoriei publice. Nu? Fericiți cei tineri că cei vor moșteni datoria națională care crește. Avem multe de făcut cu țara asta și nu vreau să vorbesc eu despre faptul că melcii din Poiana Brașov se mișcă mai repede uneori decât trenurile de marfă blocate între Sibiu și Făgăraș. Nu e treaba mea să rezolv probleme de la Ministerul Transporturilor,
Dar este treaba mea ca om de cultură să spun că avem bătălii importante pentru anul acesta. Și în anul acesta, orice veți face, aș vrea să susțineți o Europa națiunilor. Și oameni care acolo, nu știu dacă, iertați-mă, fotografiile acestea nu erau în regia, cel puțin pe care am gândit-o eu, era un afiș și nu știu dacă ați văzut, afișul acela ne prezenta pe noi, erau mai mulți din fericire, pe noi toți în fața unei clădiri. Era clădirea Parlamentului European. Nu știu ce gânduri are domnul Țuca, dacă vrea să ajungă acolo, dar îi urăm succes dacă vrea să ajungă acolo. Și tuturor celor care vor să ajungă acolo. Fiindcă avem nevoie de oameni care să ne reprezinte și la Bruxelles, și la Washington, și la București, și la Alba Iulia. Peste tot trebuie să vedem din partea creștinilor, dragi prieteni, mai multă implicare, mai multă implicare și mai puțină dezertare. Aș vrea să spun că lui Dumnezeu îi plac luptătorii, nu comentatorii. Aș vrea să spun de față cu toată lumea că spiritul democratic pe care l-am învățat de la Corneliu Coposu și de la Ion Rațiu și de la Ioan Alexandru, mulțumesc domnule Arieșan, acest spirit democratic în aceste zile este călcat în picioare de cei care nu respectă principiul constituțional al pluralismului, cei care, având o alianță de 85% la nivel local, pur și simplu blochează orice joc democratic și exprimarea unor voturi, voturile noastre, în două tururi de scrutin. Este inadmisibil să ne batem joc doar pentru că putem. Este inadmisibil să călcăm în picioare gândul acesta pentru care alții au murit. Că putem să avem ce? Din 4 în 4 ani. Alternanța la guvernare. Dar astăzi dreapta și stânga ce au devenit, dragii mei? Ei sunt doar la dreapta și la stânga bugetului de stat. În rest, nu le pasă, pentru că se poate. Și împărtășesc aici revolta surdă și uneori vocală a prietenului Robert Turcescu, care a spus că trebuie să depășim inerția ca să batem într-un fel sau altul și această inepție care, din păcate, a ajuns să mituiască presa, pentru că are bani cu nemiluita de oferit, care demonizează opoziția doar pentru că ea cere reforme. Această inepție a listelor de partid, iertați-mă, trebuie să înceteze. Cred că vrem mai multe voci independente, neafiliate și curajoase în 2024. Dragi prieteni, mă apropii de final spre bucuria dumneavoastră și spun că am început printr-o reflecție ușor filozofică, metafizică, asupra bunătății faptului de a fi, asupra acestei revelații pe care o putem experimenta zilnic. Apoi am continuat cu o analiză a adversarilor noștri, a celor care au provocat un declin cultural fără precedent în lumea bună, în lumea occidentală. Și aș vrea să închei prin a spune că trebuie să reacționăm. Aș vrea să închei prin a spune că trebuie să stăm drepți. Aș vrea să închei prin a spune că trebuie să alegem bine între democrație și oligarhie, iar eu aș alege oricând ca puterea să rămână la popor. Aș alege oricând ca puterea să rămână la dumneavoastră. Oricând putem face un guvern mai bun, alegând aleatoriu de la mesele VIP, President și Patriot, 13-15 miniștri, oricând ar ieși din această sală un guvern mai bun decât ceea ce partidele plătite de noi reușesc să producă de aproape 20 de ani. Haideți deci, și la asta vă invit, să fim atenți. Și m-aș bucura să fiți atenți și pe site-ul meu, mihailneamțu.eu. Poate o să fie niște anunțuri, poate o să fie niște vești, cum ar fi gândul că trebuie să ajungem mai departe, nu doar la Alba Iulia, ci și la Cluj, în 18 martie. Poate o să mergem și o să multiplicăm ce am făcut în această seară în foarte multe orașe din țară. Și dacă suntem încurajați că sările sunt pline, cum este cazul acum, nu o să ne oprim. Nu o să ne oprim nici în martie, nici în aprilie, nici în mai, nici în iunie și poate nici măcar până în decembrie. Tot nu o să ne oprim, pentru că avem multe de făcut când vine vorba de România. În primul rând avem de lansat această cruciadă, am numit-o eu, a bunului simț. Această cruciadă împotriva celor care n-au nicio îndreptățire, iertați-mă, să promoveze ei pe banii noștri ideologii străine de etosul poporului român. Această cruciadă care se desfășoară, cred eu, deja
în familiile noastre, în comunitățile noastre locale, oriunde cineva, și sunt foarte mulți în această sală pe care vreau să-i aplaud, inclusiv pentru ce au făcut la referendumul pentru familie, oriunde acolo cineva, adică mulți dintre voi, apără ce? Onoarea tatălui, a mamei și a copilului. Acolo se desfășoară o cruciadă, unde părinții și profesorii refuză ideologia de gen. Bravo vouă, bravo Croației, bravo Ungariei, bravo Poloniei, dar într-o bună zi și bravo României. Oriunde se neagă sau se respinge dezorientarea sexuală și pervertirea moravurilor, are loc o cruciadă a bunului simț. Oriunde negăm sau pur și simplu interzicem spălarea pe creier, mai ales a copiilor, sexualizarea lor forțată și molestarea lor, acolo se întâmplă o minune. Și este minunea spiritului cetățenesc pe care aș vrea să-l întrupăm. E vital, în mod special, credeți-mă, în anii care vin, să protejăm această inocență a pruncilor și chipul lor strălucitor, chipul acela divin dintr-o făptură mică, lipsită de apărare, dar plină de gingășie. Vreau să credeți din toată puterea sufletească care v-a mai rămas că suntem direct răspunzători pentru aceștia, mai ales pentru cei mai mici. Vreau să simțiți și să înțelegeți, așa cum încerc să simt și să înțeleg și eu în fiecare zi, că suntem răspunzători de felul în care arată cultura noastră, de felul în care arată, iertați-mă, cartierele noastre, orașele noastre, drumurile noastre, pădurile, școlile și chiar și bisericile. Suntem răspunzători pentru tot ceea ce ni se întâmplă și trebuie să spunem nu acestui atac sistematic care se face la adresa copilăriei, de fapt, un atac la adresa chivotului legii care mi-amintește de ceea ce au făcut cândva, nu-i așa, acești reprezentanți ai lui Goliat, filistenii, care au batjocorit și ei în timpul lui Israel lucrurile sfinte. Această cruciadă a bunului simț, care poate fi și cruciada dumneavoastră, este deja cruciada multor oameni care au urcat pe această scenă, are nevoie însă de pionieri, are nevoie de cavaleri, are nevoie de înainte mergători. Și credeți-mă, transformarea comunităților noastre, a vieților noastre, presupune, știm cu toții, sudoare, asumare și implicare. Viața, din punctul meu de vedere, la nivel individual și comunitar, nu se trăiește nici prin delegație și nici prin imitație. Și dacă istoria este ceea ce cred că Biblia ne învață, anume o superbă confruntare sau un extraordinar dialog între acțiunea umană și providența divină, atunci fiecare dintre noi este chemat să facă alegeri potrivite. Anul 2024 trebuie să fie, doamnelor și domnilor, anul alegerilor curajoase, nici de cum previzibile și convenționale. Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze Europa. Haideți să ne luăm țara înapoi! Vă mulțumesc! Mulțumesc!